Dar cum fiecare femeie deosebită are la rândul ei un model de frumusețe, aș vrea să împărtășești cu prietenii noștri care este acea femeie a cărei frumusețe te-a marcat de când erai mică și a cărei frumusețe te-a, să spun eu, impresionat atât de mult încât te-a îndemnat la un moment dat să încerci să o copiezi sau te-a inspirat. În primul rând, mulțumesc frumos pentru compliment. În al doilea rând, toți suntem frumoși. Toți avem ceva. Deci Dumnezeu nu a creat un om urât niciodată. Clar că fiecare avem acea frumusețe în noi. Acum că unii sunt mai angelici, frumusețea angelică, sau ceilalți au frumusețea sufletească, sau fiecare are altfel de frumusețe, iar frumusețea oricum este relativă. Pentru mine, de exemplu, tu ești o frumusețe angelică. Pentru altcineva, ești altfel de frumusețe. Ca și modele, ce pot să-ți spun? Frumusețea bunătății și a sufletului pentru mine a fost bunica mea, mama mamei mele. Apoi a fost mama, clar, când spuneam că am avut o legătură foarte frumoasă cu mama mea. Iar apoi, eu n-am avut niciodată un idol, ceva, eu vreau așa, ca și cutărică. Am ales din fiecare. Mie îmi place foarte mult natura, îmi plac foarte mult macii. Am în casă o grămadă de lucruri cu maci, și vase, și un covoraș la intrare, perdea cu maci. O să spun ceva, este floarea reprezentativă pentru zodia scorpionului. Da? Nu degeaba ascendent un scorpion, nu? Da, da, corect. Uite că n-am știut lucrul ăsta. Fiind tăuroaică, m-am îndreptat mai mult către albăstrea, că floarea mea din zodiacul floral este albăstreaua. Dar îmi plac, cum spuneam, îmi place floarea de mac. Este o floare foarte frumoasă, cel puțin pentru mine. Pentru alții n-ar vedea nimic frumos decât poate culoarea lui roșie. Dar pentru mine frumusețea macului și sensibilitatea lui mă fascinează. Un alt model, ce să-ți spun, poate fiecare femeie în felul ei are să-mi transmită ceva frumos. Poate fiecare bărbat în felul lui are să-mi transmită ceva frumos. Fiecare copil la rândul lui și, cum îți spuneam, natura. În natură găsești totul, este frumos. Să mergi undeva, până la urmă, probabil, nu știu dacă ai auzit de Cartea Vie. Cartea Vie este, dacă am ști denumirile fiecărei plante, fiecărui arbor, fiecărei tufe, ai putea citi fiecare literă luată în parte, ai putea citi ca o carte ceea ce îți transmite natura. Găsești aceste informații într-o carte foarte frumoasă, se numește Anastasia. Este o serie, Cedrii Sunători ai Rusiei, vi le recomand. Sunt niște cărți extraordinar de frumoase. 10 sunt momentan la număr la noi în țară traduse, în care acolo găsești o grămadă de informații din primordial până acum utile omului, cum să înveți să fii frumos, cum să înveți să intri în comuniune cu natura, cu tine însăți, cu iubirea dumnezeiască, cu absolut totul, cum se naște, cum ar trebui să trăiască omul vis-a-vis de alimentele pe care ar trebui să le consume. Mai vorbeam noi puțin în pauză despre cele 40 de alimente vitale omului care sunt benefice și așa mai departe. Cum se plantează o roșie? Știai că trebuie ținută 9 minute sub limbă câteva semințe din semințele ei, le ții 9 minute fix, ele se încarcă cu informația ta, apoi le plantezi cu dragoste, vorbești frumos cu ele, ele cresc și adună din pământ, din energia telurică, toate vitaminele și absolut tot ce ai tu nevoie în momentul în care mănânci acele roșii să te vindeci. Wow, fantastic! Deci ele se încarcă cu toată informația de noastră? Care tu ai, ce, de exemplu, ai o anumită boală sau ceva în corpul tău. Ea, din, ținându-le sub limbă, se încarcă cu informația ta, acele semințe. Ele transmit la rândul lor celorlalte răsaduri pe care tu le pui, că nu e nevoie să ții cu pumnul de semințe. Să stai cu pumnul de semințe în gura. Și apoi plantându-le și crescându-le cu dragoste, de acea iubire de care spuneam că o cultivi în interiorul tău, acele legume pe care cu care tu te hrănești, ele te vor vindeca.
Este absolut fantastic. Deci ați auzit de una dintre metodele de vindecare. Acum deci... este primăvară, toată lumea poate să-și planteze. Eu mi-am cumpărat o seră mică, miniseră, așa, în care am ținut sub limbă câteva semințe, le-am plantat și apoi le plantați fiecare unde poate, chiar și în jardiniere din acele le poți... Și mâncând din acele legume, urmează să... Te poți vindeca de anumite... afecțiuni. Sursa îmbolnăvirii, de cele mai multe ori, din păcate, este chiar psihicul nostru. Chiar el este. Toate bolile care există, dacă nu te-ai născut cu ele, din punct de vedere biologic mă refer, dacă nu te-ai născut cu acea boală, ea provine de la psihic. Automat corpul somatizează cu problema respectivă. De exemplu, o răceală, de fapt, presupune o ceartă sau o răceală de o altă persoană. Indiferent dacă îți dai seama sau nu, poate a avut un conflict cu altcineva mai de mult. Ei, la nivel subtil, ea a lucrat și la un moment dat te-ai îmbolnăvit și ai răcit. Orice boală pe lumea asta se poate rezolva. Știi care e problema? Noi, psihologii, suntem de multe ori confundați cu medicii psihiatri, care se ocupă în general de cazuri deja unde boala este instalată și unde ei dau medicamente, tratamente medicamentoase și așa mai departe. Psihologul nu. Psihologul, de fapt, este doctorul sufletului. Noi nu dăm medicamente să le iei pe care... Eventual o vitamină, dacă ți-o mai recomandă cineva, dar le poți lua foarte la fel de bine din fructe și legume, din alimentele pe care tu le consumi sau pe care nu le consumi și ar trebui să le consumi. Și atunci conștientizezi și spui omului, uite, poate într-o depresie, de exemplu, că sar de la una la alta, dar de fapt este cam același subiect, într-o depresie, persoana depresivă are carență de vitamina D. Vitamina D care se ia de la soare foarte mult. Ei, aceste persoane, probabil că ai văzut, sunt depresivi, stau mai mult, se izolează numai în casă, refuză lumina, tocmai din cauza aceasta. Pentru că le place până la urmă starea de depresie, de multe ori ajungem să ne complacem. Să ne complacem în boala pe care o avem, să o primim la noi, o adăpostim, o creștem bine acolo la sânul nostru. Dar și grăsimuțele doamnelor da. Și domnișoarelor care nu le fac atât de multă plăcere estetic să le vadă, dar tu trebuie, știi ce trebuie să faci? Trebuie să te împrietenești cu propriul corp și cu propria problemă. Să te împrietenești cu ea, după care să ajungi la un comun acord în care ea pleacă. Exact cum am avut la un moment dat un caz de un copilaș care avea o problemă a lui, simțea tot timpul o prezență negativă în spatele lui. Tot timpul era acea prezență și pe el îl speria. Și când a venit la mine în cabinet, l-am întrebat, și acum este prezența aceea cu tine? Și a zis, da, este aici, l-am pus să mi-l descrie, cam cum îl simte, cum îl vede. L-am pus să se împrietenească cu el, să-i dea un nume și apoi a scăpat de problemă. Deci uneori lipsa atenției este ceea ce cauzează o groază de probleme pe care noi le resimțim. Nu sunt probleme, ele sunt doar, să zicem, experiențe diferite care ne scot pe noi în evidență, nu? Și asta, da, și asta poate să fie. Uite, îți mai spun un lucru, că îți povesteam despre mine, despre faptul că în afară de a fi psiholog, sunt și trainer NLP. Mulți știu ce înseamnă NLP, programare neurolingvistică, este o nouă știință apărută prin anii 30 prin California. Și această formă te ajută, în primul rând, de dezvoltare personală și te ajută să-ți rezolvi acele stări interioare ale tale singur, să ți le rezolvi, în momentul în care știi acele tehnici. Pentru creierul are capacitatea de a învăța foarte repede lucruri bune, lucruri rele, acele frici, de exemplu, pe care le înveți foarte rapid. Să zicem, frica de câine, da? Un câine te-a alergat, te-ai speriat foarte tare, din clipa aia ai devenit fobic, da? Ți este teamă de câini și ai anumite, se manifestă într-un anume fel. Creierul tău a învățat rapid, în câteva secunde, să te sperii când vezi un câine, că el te poate ataca. E la fel de bine și de repede, creierul poate să învețe să nu-ți mai fie teamă. Tot la nivelul acela rapid.
Este foarte interesant. Deci, tot la fel ar trebui să învățăm să ne iubim un pic mai mult și să ne obișnuim cu trăsăturile noastre, să admitem faptul că suntem frumoși, nu? Și fiind convinși de faptul că suntem frumoși, s-ar putea să convingem și imaginea din oglindă să se muleze după cum ne închipuim noi că înseamnă frumusețea. Nu să ne plângem în continuu că eu beau un pahar de apă și asimilez și de-aia mă îngraș și organismul meu devine. El este cel rău. Eu și mintea mea suntem buni, dar organismul ăsta ni se opune. Nu este adevărat. Suntem cu totul, deci suntem un tot unitar. Trebuie să ne iubim cu totul, trebuie să ne acceptăm cu totul și ușor, ușor să renunțăm la tot ceea ce ne face rău. Pentru că o sticlă din cine știe ce băutură rocoritoare, nu? Ne poate face foarte rău, știind că nu este bună, nu pot să dau nume, dar ne putem închipui cu toții ce înseamnă. Dacă e băută în cantități foarte mari, nu este bună și nu este sănătoasă pentru corpul nostru și normal că vom adăuga acele kilograme în plus de grăsime, nu? Hai să spun ceva, majoritatea femeilor, în general, acum și o parte dintre bărbați, dar în general asta se adresează femeilor, țin cură de slăbire. Cea mai, părerea mea personală și am dreptul să mi-o exprim, cum spuneam mai devreme, fiecare are adevărul lui propriu și dreptul la propria lui părere. Suntem 7 miliarde de oameni, ar trebui să existe 7 miliarde de cură de slăbire. Pentru că fiecare om are personalitate proprie, are propriul corp. Ce trebuie în primul rând să faci? Nu să ții cura de slăbire, tu să ții cura mea de slăbire și eu am mai ținut-o după prietena mea nu știu care și așa mai departe, ci să-ți înveți propriul corp, să știi să ți-l asculți. Ce anume poți să mănânci, ce-ți face bine, ce nu-ți face bine. E posibil ca tu să poți să bei 3 litri de acea băutură nocivă și să n-ai absolut nimic, care face parte din acea cură de slăbire. Eu să beau atât și mie să-mi facă foarte rău și atunci eu nu mai pot să țin acea cură de slăbire. Eu știu cum fac. În frigider la mine toate produsele sunt cu etichetele în față. În momentul în care simt nevoia să mănânc ceva, deschid frigiderul și mă uit. Cam ce cred eu că aș vrea și mi-ar fi bine benefic corpului meu să mănânc? Cu ce mi-ar sta mie? Adică cum mă simt dacă aș mânca acum o fleică cu niște cartofi răjiți și cu nu știu mai ce? Cam cum m-aș simți? Corpul meu imediat îmi spune, creierul, funcționând după imagini și după stări, imediat îmi dă acea stare de greu, de burtă umflată, de și așa mai departe. Clar că nu aș mânca-o, dar dacă aș mânca, nu știu eu, poate chiar o bucățică mică de slănină, că toți suntem în direcția aceasta, că nu, acum nu... nu elimin totul din alimentație, că mă îngraș, că nu știu. Dacă eu simt nevoia și corpul meu îmi cere, pot să mănânc o bucățică foarte mică de slăină pentru că nu îmi face rău. Chiar îmi face foarte bine și nici nu au loc depuneri. Depuneri au loc în momentul în care privesc corpul de anumite alimente pe care eu cândva i le-am dat, nu i le mai dau și el face, își depune. Stai așa, asta nu mai îmi dă mie acum ciocolată, bucată de ciocolată, pentru că eu știu ce are în cap, eu nu știu că tu de fapt vrei să slăbești și să arăți altfel. Dar dacă tu te privești în oglindă tot timpul și cu ochii tăi te vezi frumos, chiar dacă ești un pic mai plinuț, asta nu înseamnă că frumusețea trebuie să fii standard, cu 90-60-90, poți să fii foarte frumos și cu alte forme și cu alte dimensiuni. Pentru că nu putem participa toți la concursul de frumusețe. Imaginați-vă ce ar însemna ca atâtea miliarde de oameni să fim toți trași prin el, perfecți, nu s-ar mai ține concursul de frumusețe, pentru că acea frumusețe fizică n-ar mai fi apreciată acel gen. Probabil că trebuie să se spună frumusețe la anumite standarde, să se dea acele standarde, că toți suntem frumoși. Exact. Ideea este, știi cum te privești, cum spuneai puțin mai devreme, să te privești în oglindă și tu și eu. Îți dau exemplu meu. Acum ceva timp, la un moment dat, am avut o perioadă de mai de închidere puțin în interiorul meu și aveam impresia că trecând valurile vieții peste mine, normal că nu pot să rămâi ca la 20 de ani fără ceva urme. Automat, nefăcând anumite operații sau alte îmbunătățiri, să zic așa, corpului. Și îmi spuneam, mie nu mai place cum arăt. Sunt deja îmbătrânită, mi-au apărut ridurile, tărână, ce urâtă sunt, ce bătrână sunt. Și eu aveam o imagine, mie nu mai îmi place. Și îmi spuneam unei prieteni, tu, mie nu mai îmi place cum arăt. Zic, arăt nu știu cum și nu știu cum. În același moment, la câteva minute, ceva, apare altcineva și îmi face un compliment. Ce bine arăți astăzi, îți stă foarte bine cu culoarea respectivă și nu știu ce. Vezi ce diferențiere între frumos, pentru mine frumos ce reprezenta, pentru cealaltă persoană ce reprezenta acel frumos. Și pentru că suntem atât de
Aviz de informație și pentru că ne grăbim să preluăm de la toți cei din jurul nostru orice este interesant, orice noutate și orice ne poate sprijini în evoluția noastră, am să întreb pe Gabriela care sunt preferatele ei metode de înfrumusețare, cum se păstrează mereu tânără și frumoasă. Primul lucru și arma mea de bază este râsul și veselia. Indiferent de ce probleme am avut în viață, indiferent de ce stări la un moment dat am avut, am încercat prin râs și prin veselie. Eu am un râs, cum spuneai și tu, sănătos, pentru că râd cu sufletul, cu ochii, de aceea sunt și câteva liniuțe. Și, cum îmi spune foarte multă lume, este un râs molipsitor. Deci asta este arma mea forte. Apoi, ca și alimentație, ce să-ți spun, încerc să mănânc cam orice îmi place mie. Sunt destul de simandicoasă, sclifosită în ale mâncării. Gătesc cu plăcere, dar normal, numai lucruri care îmi plac. Nu... Care sunt alimentele tale de bază? Cele mai sănătoase pe care tu le asimilezi? Mie îmi plac foarte mult brânzeturile și roșii. La mine din frigider nu lipsesc. Dacă am roșii și brânză în frigider, înseamnă că e frigiderul plin. Dacă nu am, poate să fie tixit cu orice, n-am ce mânca. Îmi plac foarte mult nucile, fructele, dar nu orice fel de fruct. Organismul meu nu tolerează orice fel de fruct. Nu-mi tolerează nici laptele, dar brânza, da. Cu carnea nu mă împac eu chiar foarte, foarte bine, dar mănânc carne de pui și de pește. Pește cu gust, să nu aibă gust de pește. Să nu aibă gust de baltă, dacă am așa, nu? Da, eu așa-i zic, să nu aibă gust de pește. Pestele de apă rece, nu? Cu gust de brânză cu roșii. Este citat dintr-un prieten de-al meu. Pe ea serviță, vă rog, un pește cu gust de brânză cu roșii. Da, foarte mult. Cam asta este. Mișcare, bineînțeles, foarte multă. Ieșit în natură, cum îți spuneam, și îmi plac plantele foarte mult. Ele mă ajută foarte mult acasă, vorbesc cu ele, am niște plante și flori foarte frumoase. De curând, mie îmi plac stejarii foarte mult. Am un stejar cu care comunic și căruia îi spun niște dorințe de ale mele care chiar mi s-au împlinit. Acum, mă crede sau nu că psihologii sunt ăștia un pic plecați pe arătură, dar chiar comunic cu acel stejar. I-am luat câteva ghinde și astă toamnă am plantat într-un ghiveci și mi-au ieșit. Am unul așa și unul așa. Stejari în ghiveci acasă i-am. Când vor crește puțin mai mari, o să-i plantez în grădina bunicii mele. Absolut superb. Deci, în câteva cuvinte, care este pentru tine ecuația frumuseții, ecuația pe care tu simți să o transmiți tuturor celor care te urmăresc? Ce este pentru tine, pe scurt, frumusețea? Frumusețea reprezintă, în primul rând, iubire plus credință plus veselie și bucurie. Automat, toate aceste lucruri îți dau sănătate pe care toți o cerem în momentul în care faci un salut cuiva sau spui un la mulți ani cuiva, nu-mi doresc decât sănătate. Pentru a avea acea sănătate și a o menține, eu cred că ai nevoie de aceste aturi. Pentru a fi frumos, ai nevoie de tinerețe, sănătate și acea frumusețe. Pentru mine sunt acele trei lucruri cu care defilez. Aturi de care oricare dintre noi avem nevoie. Îți mulțumim din suflet pentru prezența de astăzi, Gabriela. Am să te las să le mai transmiți dragilor noștri prieteni încă un mesaj din tot sufletul, cam ce ai vrea tu pentru ei în anul ăsta 2013. Îmi doresc foarte mult pentru voi toți ca lumina divină să coboare peste voi, să aveți înțelepciunea de a fi oameni demni de această planetă, să transmiteți copiilor voștri toată fericirea și bucuria și acea iubire cu care ați fost înzestrați și pe lângă acest lucru, cine dorește să mai ia contact cu mine, organizez cursuri de programare neurolingvistică, NLP, cum îți spuneam că vă ajută foarte mult în a vă rezolva acele probleme și acele stări interioare și nu numai, în comunicare și multe alte lucruri. Organizez cursuri de numerologie și parapsihologie susținute de domnul Anatol Basarab și la sală și la cabinet. Țin neapărat să mulțumesc acestei locații ferice în care ne aflăm. O locație atât de destinsă și de diferită în Brașov este buticul Chemonic.
Mulțumim atelierului Larange, care ne-a oferit această vestimentație superbă și atât de colorată, lucrată manual, croșetată manual și făcută din tot sufletul. Mulțumesc Regular Choice pentru pantofii deosebiți pe care mi-a pus la dispoziție. Vă mulțumesc că ați fost iar alături de mine. Sper că această porție de cunoaștere, această porție de pozitivitate a ajuns la dumneavoastră și că v-a ajutat în viața de zi cu zi. Vă aștept și în edițiile următoare să fiți alături de mine și invitatele mele speciale. La revedere!